bun venit tuturor! În intervenția mea aș dori să prezint câteva detalii ale programului întâlnirii Sfântului Părinte cu tinerii și familiile, detalii care au un numitor comun: a construi punți de dialog și de încredere. Deja s-a anunțat programul vizitei Sfântului Părinte la Iași, faptul că la ora 5:25 după amiază va intra în catedrala noastră și apoi că de la 6:15, 17:45 va începe întâlnirea de pe scena din fața Palatului Culturii. Dar această întâlnire a Sfântului Părinte va fi precedată de un program de pregătire spirituală. Începând de la ora 4, pe această scenă din fața Palatului Culturii, se va desfășura un program intitulat Să mergem împreună împărtășind bucuria credinței, în care vom avea cu toții ocazia de a privi unele clipuri din mesajele Sfântului Părinte Papa Francisc și de asemenea de a observa cum s-au pregătit credincioșii noștri pentru această întâlnire. Pe scenă vor fi copii, tineri, familii, preoți și persoane consacrate care vor da mărturie despre cum trăiesc ei așteptarea întâlnirii cu Sfântul Părinte și mai ales cum încearcă ei să dăruiască altora bucuria credinței. Cum încearcă ei să fie punți de legătură între oameni. Dar și înainte de acest program care se va desfășura pe scenă începând cu ora 4, pe ecranele din piața Palatului vor fi derulate filme care doresc să ne pregătească pentru evenimentul pe care îl vom trăi. Vor fi filme tot din activitatea Sfântului Părinte Papa, dar și filme cu caracter general care îi vor introduce pe toți în atmosfera de bucurie și de sărbătoare a evenimentului. De ce punți de încredere și de dialog? Pentru că a fi punte face parte din ADN-ul misiunii oricărui papă. Probabil că știți, unul dintre titlurile oricărui papă este acela de pontif. Mai este numit și pontiful roman. Ori acest cuvânt vine din latinescul pontifex, care înseamnă a face punte sau a se face punte. Este un titlu la care Papa Francisc ține foarte mult, atât de mult încât în primul său discurs ca papă oferit reprezentanților și ambasadorilor tuturor țărilor la Vatican din 2014, el a făcut apel tocmai la acest nume și vă citez. Unul dintre titlurile episcopului Romei este acela de pontif, adică cel care făurește punți cu Dumnezeu și între oameni. Îmi doresc ca dialogul dintre noi să ne ajute să construim punți între toți oamenii, astfel încât fiecare să poată găsi în celălalt nu un dușman sau un concurent, ci un frate care trebuie primit și îmbrățișat. Chiar originile mele mă îndeamnă să lucrez pentru a edifica punți. Știm că Papa Francisc vine din Argentina, dar familia sa provine din Italia. Bunicii săi au emigrat în Argentina. El însuși este rodul unor astfel de punți dintre două continente. Și la ultima sărbătoare a Paștelui, anul acesta pe 21 aprilie, Papa Francisc a făcut din nou apel ca toți oamenii de bunăvoință să construiască punți între ei, punți de încredere și nu ziduri. Nu acele ziduri pe care le ridicăm atunci când suntem dominați de frică sau resentimente. De aceea, și programul întâlnirii de la Iași dorește tocmai acest lucru. Să edifice, să construiască punți de dialog și de încredere. Un prim detaliu. Știm cu toții că Papa Francisc va vizita catedrala noastră, va intra în catedrală și va face o rugăciune înaintea icoanei martirului Anton Durcovici și înaintea relicvelor sale. Această rugăciune va fi simbolizată de un gest. Papa va duce o lumânare aprinsă acolo.
Dar un lucru important, cine îi va mâna această luminare? Va fi un preot bătrân și bolnav împreună cu un tânăr diacon, care vrea să pună în evidență tocmai legătura dintre două generații. Puntea dintre cei care au dus flacăra credinței până acum și cei care de acum înainte sunt chemați să ducă această flacăra credinței mai departe. Iar de la ei, Sfântul Părinte va prelua lumânarea cu semnul temei papale și o va depune în fața relicvelor fericitului Anton Durcovici. Două alte detalii care ne vorbesc despre un eveniment care vrea să construiască punți. Punți de ordin uman, social, dar și punți de ordin spiritual, de credință. Întâlnirea care va avea loc pe scena din fața Palatului Culturii va avea cel puțin două elemente foarte importante. În primul rând, întrucât va fi o întâlnire cu tinerii și familiile, un tânăr și o familie vor dărui propria lor mărturie de viață. Va fi un tânăr ieșan, un tânăr student, care va vorbi în fața Sfântului Părinte, încercând să reprezinte pe toți tinerii ce vor fi prezenți acolo în piață. Va da mărturia sa de viață, cum încearcă el să construiască o punte cu propriul său viitor, dar și cu cei din jurul său. Știm că anul acesta Iașul este capitala tineretului. Și nu e întâmplător că un tânăr, ieșan, va vorbi în numele tuturor înaintea Sfântului Părinte. Imediat după aceea, o familie va da propria mărturie de viață. Este o familie care provine dintr-un sat de la periferia județului Iași, o familie formată din trei generații. Bunici, cei 11 copii ai lor, care împreună cu familiile lor își vor aduce nepoții. Vor fi așadar cu toții înaintea Sfântului Părinte, iar bunicii vor da mărturia lor înaintea Sfântului Părinte, cum reușesc ei să construiască punți de legătură cu propriilor copii, cu nepoții lor, având în vedere că unii dintre acești copii ai lor lucrează în străinătate sau activează în străinătate, în Republica Moldova, în Olanda sau în Italia. Punți de legătură. Iar Sfântul Părinte Papa, după ce îi va asculta și după ce va fi proclamat și un text din Sfânta Scriptură, va întoarce mesajul său, adică va încerca să intre în acest dialog și va răspunde acestor mărturii cu propria sa mărturie de viață de credință. El, pontif, edificator de punți, încearcă să ne învețe și pe noi cum să construim punți în viața noastră. Din punct de vedere uman și social, o încărcătură deosebită au aceste două mărturii și față de celelalte evenimente care vor fi strict de natură liturgică, cred că aceasta este bogăția întâlnirii de la Iași, unde oamenii simpli, oameni normali, au posibilitatea de a împărtăși experiența lor de viață. Un al doilea caracter. De ce vorbim despre punți? E vorba despre punțile pe care noi le construim și în interiorul nostru. Punțile spirituale pe care fiecare dintre noi le construiește cu Dumnezeu prin propria credință. Și din acest punct de vedere va fi un al doilea moment foarte important în cadrul întâlnirii de la Iași. Pentru că pentru toți creștinii catolici din Moldova, puntea cu Dumnezeu este legată de un chip și de un loc. Este vorba despre chipul icoanei Maicii Domnului de la Sanctuarul Național de la Cacica din Bucovina. Observați aici, această icoană este icoana Maicii Domnului de la Cacica, un sanctuar național pe care toți moldovenii îl simt, catolici, îl simt ca și casa lor. La 15 august, cu ocazia cramului, foarte mulți merg acolo și se roagă, dar și în timpul anului. De aceea, cu ocazia venirii Sfântului Părinte la Iași, această icoană va fi adusă în capitala noastră
capitala provinciei noastre, va fi adusă în catedrală, iar exact înainte ca Sfântul Părinte să intre în catedrală, ca el să ajungă aici, ea va fi dusă în procesiune din catedrală pe scena din fața palatului. Este din nou un gest simbolic. Sfânta Fecioară Maria va fi dusă în procesiune, iar Papa Francisc va călca pe urmele Maicii Domnului atunci când va veni. Același traseu pe care îl va face icoana din catedrală până pe scenă, îl va face și Papa Francisc. Câteva elemente despre această icoană cred că ne pot ajuta să înțelegem importanța sa pentru eveniment, dar și pentru toți credincioșii catolici. Este vorba despre o icoană din secolul XVII, care a fost adusă de către minerii polonezi veniți pe la 1800 din Polonia, în Bucovina, pentru a ajuta la extragerea de sare din Bucovina, de la Cacica, mai precis. Atunci când ei au venit aici, au adus împreună cu ei o icoană la care țineau foarte mult, întrucât este foarte asemănătoare cu icoana Maicii Domnului de la Częstochowa, Sanctuarul Național al Catolicilor Polonezi. Este o icoană a Maicii Domnului cu pruncul, o icoană, cea de la Częstochowa, care se bănuiește a fi o icoană bizantină din secolele 6-9. Tipul de icoană este numit Hodigritia, adică îndrumătoarea. Este Sfânta Fecioară Maria, care îl ține pe pruncul Iisus în mâna, pe brațul stâng, iar cu mâna dreaptă îndrumă către Hristos. În acest sens, Maica Domnului se face punte de legătură, ne îndrumă către Hristos, care este calea, adevărul și viața. Aș spune că aici putem găsi și o altă puncte. Puntea care ne unește cu evlavia credincioșilor ortodoxi. Știm că în fiecare biserică ortodoxă, în partea stângă, întâlnim mereu icoana Maicii Domnului cu pruncul. De cele mai multe ori, este o icoană din această tipologie, Hodigritia, cea care ne îndrumă. Și faptul că la Iași Papa se va ruga în fața acestei icoane, cred că creează o punte de legătură cu evlavia tuturor creștinilor, catolici sau ortodoxi, pe care o au față de Maica Domnului. Papa se va ruga înaintea acestei icoane, dar mai mult, va face o rugăciune specială de încredințare și consacrare către Maica Domnului de la Cacica. Este o rugăciune care a fost concepută de către Sfântul Părinte special pentru acest eveniment. În celelalte locuri unde se desfășoară acțiuni liturgice, textele sunt deja prezente în cărțile liturgice, dar aici Papa a gândit și a simțit o rugăciune specială pentru întâlnirea de la Iași, o rugăciune pe care o va rosti la finalul întâlnirii și va fi momentul culminant din punct de vedere spiritual. Cu toții vor fi încredințați ocrotirii Sfintei Fecioare Maria. În Biserica Romano-Catolică, rugăciunea de consacrare este foarte intens trăită de către credincioșii noștri. Cu toții dorim să fim consacrați, încredințați Maicii Domnului. De aceea, la finalul întâlnirii, Papa Francisc va rosti o rugăciune specială de încredințare și ocrotire către Sfânta Fecioară Maria. În felul acesta vrea să ne ajute să construim acele punți spirituale de credință cu Dumnezeu și cu ceea ce avem noi mai profund, cu propria noastră ființă de copii ai lui Dumnezeu. În final, tocmai pentru a ne pregăti pentru acest moment atât de intens, în toate comunitățile din dieceza noastră, începând de pe data de 22 mai, se va celebra o novenă specială de pregătire. Pentru că Papa ne va încredința Sfintei Fecioare Maria, începând de pe 22 mai, în fiecare zi se vor face rugăciuni speciale, tocmai către icoana Maicii Domnului, pentru ca noi să trăim într-un mod cât mai profund și mai intens acel moment al rugăciunii Sfântului Părinte. Va fi, dacă doriți, darul cel mai de preț pe care Papa îl va lăsa catolicilor în Moldova, dar cred și în întreaga Românie. Întâlniri, punți de legătură. Mărturia unui tânăr, mărturia unei familii ne ajută să facem punți de legătură între noi, de încredere.
rugăciunea către Sfânta Fecioară Maria de la Cacica ne va ajuta să reclădim puntea de legătură cu Dumnezeu și sper ca noi toți care vom participa atunci să devenim și noi mici punți de legătură între noi, dar și cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție!